Recenzii la chestii. Salut, sunt George Bonea și am doar 60 de secunde la dispoziție să vorbesc despre o rețetă tradițională, o bijuterie a gastronomiei românești. Supă la plic! Am să testez astăzi pentru voi un dish special de la Maggi. Fidelicios! Sau Fidelicious. De la... e cu fidea, fidelicious. Știți deja cum se prepară. Se cumpără un plic, se asezonează cu sărăcie și cu lipsă de talent culinar, se pune apă caldă și voilà! Supă ca la mama acasă. Ce miros! Mi-aduce aminte de copilărie când mă trimitea bunica în curte să culeg monoglutamat de sodiu. Cu toate că prețul este de doar 1 leu și 19 bani, se simte prospețimea guanilatului de sodiu, exact ca în copilărie. Gustul seamănă izbitor cu o supă de șireturi pe care am mâncat-o în studenție. Un plic de Fidelicious conține 65% din doza zilnică de sare. Asta înseamnă că după ce termin această porție, tot ce mai pot consuma sunt două lacrimi sărate.